Copilul de doar 2 ani, dat dispărut, a fost găsit la mai bine de 24 de ore de la dispariție. Cel mic se afla într-o pădure la 5 ore de mers pe jos de fața de locul în care a plecat. A fost identificat chiar de o echipă de polițiști și dus la spital. Băiețelul a supraviețuit temperaturilor negative de noaptea trecută, dar și vântului extrem de puternic. Pentru găsirea lui a fost mobilizare impresionantă de forțe. În total a fost căutat de aproape 500 de persoane. Era obosit, dar totuși ce, scuzați emoțiile, a avut puterea să strige la noi. L-am auzit, ne-am dus și l-am adus la... Ce ați simțit când l-ați văzut? Emoțiile de acum, pe care le vedeți în direct. Ce a strigat? Ce v-a zis? Nu striga neapărat ceva. Nu, având în vedere că este foarte mic, nu poate vorbi. L-am auzit vocea. Sunt imagini impresionante după ce micuțul de doar 2 ani a fost găsit la mai bine de 24 de ore după ce a fost dat dispărut din comuna Tudora, județul Botoșani. O echipă de polițiști l-a găsit pe băiețelul care a stat o noapte singur în pădure, în frig. Ca urmare a mobilizării exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și a întregii comunități, minorul a fost găsit în viață la aproximativ 3 km de locul în care a dispărut, lângă un schit. Acesta era lângă un copac, a fost preluat de polițiști. Pentru găsirea lui a fost o mobilizare impresionantă. De când căutați? De când caut? Ieri, de la ora 3. Alarma am primit-o pe la 3, noi pe la 3 jumate am plecat. Căutările au fost reluate cu câinii de urmă, tocmai s-a oprit puțin ploaia, iar mai multe echipaje canine au pornit în pădure în speranța de a găsi o urmă a băiețelului de 2 ani. Cel mic a plecat din casa unor cunoștințe, unde se afla împreună cu bunica în vizită. Inițial, femeia nu s-a îngrijorat pentru că, spune ea, cel mic obișnuia să se joace prin curte. A dispărut pe la 2 jumate. Timp de o oră l-am căutat și pe urmă am anunțat poliția. Nu prea pleca, departe, când l-avem acasă, deci... Dar mama unde mai e? Mult pe sub gard, stătie, nu se duce, n-avea curajul. Okay. Peste 100 de polițiști, jandarmi, pompieri, dar și polițiști de la frontieră au pornit căutările în zonă. Au adus câini de urmă, șenilate și ATV-uri. Căutările au continuat chiar și pe timpul nopții, iar echipele de căutare au folosit inclusiv drone dotate cu camere cu termoviziune. Aici suntem noi acum, da? Da. Drumul duce în față. Da. Primul drum unde e? Dreapta. Aici chiar la ambulanță. Să lasă seara, să lasă rășii. Dreapta. Primul drum încoace, da? Așa merge. Ceea ce i-a îndreptat pe oamenii legii și pe voluntari spre pădure au fost ultimele imagini surprinse cu cel mic. O cameră de supraveghere l-a surprins pe Arian când mergea spre pădure. Între timp, bunica băiatului i-a anunțat și pe părinții plecați la muncă peste hotare. Thank you for all the Romanian people, all the people here around. They helping a lot. Mai venea pe aici pe la pădure, știa pe aici când de cocoș. La un lătat de câini. Prin prejur, ascultă ce spun eu. Niciodată, pentru prima oară au venit în vizită. Acum cel mic a fost transportat la spital pentru a fi evaluat.